days where we thought we wouldn't make it out, but we stuck it out. Today's our day. Today's our day. There were nights we would fight, no end in sight, nothing was right. Tonight's our night. Tonight's our night. There were nights we would fight, no end in sight, nothing was right. Tonight's our night. Tonight's our night. I'll fight for you until this life is over. There's no giving up here, babe. We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but us feeling right. Just take a chance, we got a wild ride. Wait and see, you and me. We were meant to... În momentul în care se naște copilul, se naște și mama. Ea nu a existat înainte. A existat femeia, dar nu și mama. Mama este ceva total nou. Locul în care femeile devin mame trebuie să fie unul plin de candoare, înțelegere și zâmbete. Locul acesta magic, din municipiul Câmpina, se găsește la Spitalul Municipal, acolo unde invitata de astăzi a emisiunii 25 ajută femeile din Câmpina să devină mame. Astăzi, la emisiunea 25, aflăm cine este medicul Cristina Radu. Cristina Radu s-a născut la Câmpina și după terminarea liceului Nicolae Grigorescu pleacă la Timișoara, unde urmează cursurile Facultății de Medicină și Farmacie. În anul 2000 devine medic rezident obstetrică ginecologie la Târgoviște, apoi la București și din 2004 ajunge din nou în Câmpina. Din anul 2014 și până în prezent, este medic șef al secției obstetrică-ginecologie al Spitalului Municipal Câmpina. Nu cred că sunt un om de succes, cred că îmi doresc mult să fiu un om de succes. Am muncit și încă mai muncesc. Nu știu dacă pentru succes, mai mult pentru a face treaba foarte bine. Succesul în meseria mea este atunci când, după ce ai urmărit o pacientă 9 luni în sarcină, reușești să naști un copil sănătos, iar mămica este mulțumită, fericită și sănătoasă și ea. Acesta este succesul pentru mine. Am avut o perioadă extrem de grea. Maternitatea din Câmpina a fost închisă 2 ani, deoarece spitalul nostru a fost declarat spital suport COVID încă de la începutul pandemiei. Nu ne-am exercitat meseria 2 ani și am lucrat ajutând personalul din boli interne. Iar în momentul în care ne-am redeschis în urmă cu câteva luni, am realizat cât de importantă și este munca noastră și cât de mult o iubim și cât de mult ne-am dorit să revenim la ce știm noi să facem cel mai bine. Și normalitatea pentru mine în secția în care lucrez este să văd paciente tinere, paciente însărcinate, să avem paciente care aduc pe lume copilași, să intrăm în sală și să operăm. Aceasta reprezintă normalitatea pentru noi. Pandemia a făcut și un lucru bun, pentru că în perioada de pauză am avut timp să ne gândim ce ne lipsește, să completăm cu aparatură secția. Am avut timp să citim, să reactualizăm protocoalele, să
implementăm ghidurile naționale în secție și în momentul acesta în secție încă mai este reticență din partea pacienților, deoarece pe poarta spitalului încă scrie suport COVID, însă noi le așteptăm cu brațele deschise într-o secție în care normalitatea din punctul nostru de vedere s-a reinstaurat. M-am născut în Câmpina, am făcut școala generală aici, liceul Nicolae Grigorescu, m-am întors în Câmpina, este acasă Câmpina. O văd cu ochii copilului, cu ochii adolescentului, cu ochii adultului de astăzi. Este orașul pe care îl iubesc. Noi toți din spital încercăm să satisfacem nevoile comunității. Nu reușim întotdeauna 100% să satisfacem toate nevoile tuturor oamenilor. E aproape imposibil, însă ne dăm silința și ne dorim foarte mult să venim în întâmpinarea nevoilor și necazurilor oamenilor, pentru că nimeni nu vine cu bucurie la spital. Cei care mi se adresează au suferințe și le înțelegem și supărările și când se supără pe noi și când poate noi nu răspundem cu la nevoile lor, poate așa e vorba de percepție, însă dorim noi toți și eu la fel ca toți colegii mei. Asta ne dorim, să venim în întâmpinarea nevoilor lor și să le rezolvăm. Un moment memorabil din viața mea, primul lucru care îmi vine în minte, este un caz dificil. Pe muche de cuțit între viață și moarte, cu foarte puțin timp ajunsesem să lucrez în Spitalul Câmpina, acum mulți ani. Ideea e că s-a finalizat cu bine, atât mama cât și copilul. În momentul ăsta sunt bine, au fost bine după lungă terapie, însă cred că momentul acela mi-a marcat nu doar viața profesională, ci și viața mea personală. Mult timp nu m-am regăsit după, de emoție, de nu știu dacă stres, de sentimentele pe care le-am avut în momentul în care a trebuit să rezolv urgența aceea deosebită. O doar să spun că pacienta mi-a rămas la suflet și este prietena mea și băiatul, care acum este mare, că clasa 1, da, vrea să se facă medic. Cred că e ceva divin. Nu știu dacă a fost meritul meu sau a fost și mâna lui Dumnezeu atunci, pentru că chiar a fost un moment memorabil. Am avut o copilărie senzațională în care m-am jucat foarte mult, am alergat foarte mult. O copilărie, am fost un copil rebel. Și n-am decât... mi se umezesc ochii când mă gândesc la copilăria mea. Eroul copilăriei mele este bunica mea. O femeie puternică, o femeie care a trecut prin foarte multe greutăți, prin război. Și
m-am simțit și foarte apropiată și motivată și o vedeam foarte puternică și eram tot timpul uimită că știe să facă multe lucruri, din toate lucrurile. Ia, bunica mea a fost eroul meu și este eroul meu încă. Niciodată nu m-am gândit că o să fiu altceva. Din totdeauna am știut că o să fiu mea. Nu pot să vă spun de ce, dar din totdeauna eu am știut că o să fiu medic și din totdeauna am știut că specialitatea pe care o să o aleg o să fie o specialitate în care o să operez. Am dat un examen de rezidențiat și acolo, după 2 ani de chirurgie generală, am realizat că este totuși o lume a bărbaților și ginecologia eu m-aș încadra mai bine ca profil în această specialitate. Am avut la un moment dat regretul că nu am rămas să lucrez în clinică în București, pentru că evident oportunitățile din punct de vedere profesional erau altele. Însă în momentul acesta nu am niciun regret. Aș știu sigur care ar fi. Aș repeta perioada copilăriei fiului meu și cred că aș face altfel. Eu munceam foarte mult în perioada aceea și acum, cu mintea de acum, aș da mult mai mult din timpul meu copilăriei lui. Ultima carte citită este o carte pe care o citesc acum, așa, este, se cheamă Bastarda Istanbulului și este scrisă de o autoare care e preferata mea, o turcoaică, Elif Shafak, cheamă. A scris cartea mea preferată din toate timpurile, care se cheamă Cele 40 de legi ale iubirii, am mai spus acest lucru cândva într-un interviu, este cartea mea de suflet. Ascult muzică, îmi place muzica rock. Pot să vă spun că am fost la concert AC/DC și sunt mare fan AC/DC. Îmi place muzica rock. Muzica rock veche, adevărată, sunt fan. Am fost la concert AC/DC în Paris. A blocat Parisul și eu eram niște bocani stupată. Extraordinar a fost. Deci o experiență pe care nu o vezi niciodată în viața ta. N-ai cum. Nu am timp să mă uit la filme, la televizor nu mă uit deloc. Am văzut ultimele filme românești nou lansate de altfel, Team Building și Miciulică, dar un film profund pe care îl revăd și care m-a marcat oarecum este Pacientul englez. Mă trezesc foarte devreme, deoarece programul meu la spital începe la ora 7. Ajung la spital, avem raportul de gardă și apoi activitatea de zi cu zi în funcție de ce cazuistică avem. La ora 14 închei programul de spital când nu sunt de gardă și mă îndrept către cabinet, unde de multe ori stau până la 19.30. Ajung acasă unde aproape nu mai pot decât să bem ceai cald și să să te odihnești. Asta în timpul săptămânii. Mai sunt și zile cu gărzi în care programul este de la 7 dimineața până la 2 zi, când poți să pleci, în funcție tot de cazuistică. Și weekendurile în care
de obicei plec. În weekend-uri am obișnuit și obișnuit să plec des. Îmi place mult să urc pe munte. Și în acest fel, mult în natură. Nu am planuri mărețe personale. Sper să fiu sănătoasă. Și să pot să mă plimb. Îmi doresc foarte mult. Sunt un om care a călătorit mult și pandemia mi-a luat bucuria aceasta și m-a blocat puțin, m-a debusolat, m-a scos de pe orbita mea, de viața mea. Acum aș vrea să mă plimb oriunde, nu am o destinație, pentru că am redescoperit bucuria de a călători și asta îmi doresc, să călătoresc. Oriunde. Mie e dor să revăd Roma, de exemplu. Mie e foarte dor de Roma. Îmi doresc, în primul rând, locul de muncă. Ne petrecem mai mult de jumătate de viață la locul de muncă, să crească așa cum își dorește toată lumea, toți medicii care lucrează în spital, toată lumea din spital, să creștem și să înțeleg oricum că noi ne modernizăm, ne reabilităm în continuu. Doresc să evoluăm. Pentru că astfel și noi vom putea oferi mult mai multe oamenilor care ni se adresează, Câmpina este oricum un oraș, eu văd Câmpina un oraș frumos pentru că e orașul meu, doresc măcar să rămână la fel de curat și de liniștit. Din asta este unul dintre motivele pentru care vine lumea și se mută la Câmpina, pentru liniște, pentru aer de aici. Îmi doresc să crească cultural, dar am observat că deja este activitate la Casa de Cultură. Este un oraș cu mulți intelectuali, Câmpina, dacă nu mă înșel, era unul din orașele cu cei mai mulți intelectuali. Multe spații verzi, multe parcuri, să vedem copii. Ne dorim mult să creștem. Secția a fost o perioadă grea pentru că în momentul în care s-a închis secția, mulți din colegi au plecat. În momentul acesta avem o echipă tânără, colegi foarte bine pregătiți, profesional, cu competențe multiple și diferite, astfel încât se pot rezolva în secție cazuri cu patologie diversă din cadrul patologiei de ginecologie. Colegi entuziaști și pe care te poți baza. Avem un ecograf în secție, avem un bloc operator nou și ofertant, așa că dorința mea este să avem adresabilitatea pe care o aveam înainte de pandemie, să nu mai purtăm stigmatul spital suport COVID și să putem să ne facem meseria la nivelul sau în funcție de cât știm fiecare și chiar echipa din momentul ăsta este o echipă foarte bună. În momentul acesta șefa compartimentului de neonatologie
se implică foarte mult în realizarea sistemului rooming, adică saloane în care mămicile vor sta cu copilașii nou născuți. Noi am salutat și de asemenea depunem toate eforturile să reușim să realizăm infrastructura necesară și să realizăm acest deziderat al nostru. Este un lucru absolut necesar și cerut de proaspătele mămici. Eu mi-am dorit întotdeauna să fac această meserie și în niciun caz nu m-am gândit să renunț vreodată. Mă motivează mult echipa în care lucrez acum. Mă motivează mult personalul mediu în secția în care lucrez. Sunt niște oameni minunați și de câte ori m-am gândit și m-am gândit de câteva ori să renunț, să plec. De fiecare dată i-am văzut ce minunați sunt și doar fărâma de gând a pierit. Ei mă motivează, echipa. Eu, fără falsă modestie, pot să spun că nu mai e orice medic obstetrician lasă ca moștenire copii care vin pe lume în sala de naștere pe care ați filmat-o. Aceasta este moștenirea pe care o lasă secția de ginecologie orașului. Zecile, sutele de copii născuți în sălile noastre de naștere, cu minunatele moașe, cu medicii noștri, cred că este cea mai valoroasă moștenire pe care o lăsăm orașul. Și dorința noastră ca ei să rămână și să în oraș să crească. Fericirea există, ea se ține în brațe și miroase a lapte. Asta am înțeles noi astăzi de la invitata emisiunii 25, medicul Cristina Radu. Să vă bucurați de cele mai prețioase daruri din viețile dumneavoastră. Pe curând!